Bună dimineața, Nadina, bună dimineața, domnilor și domnilor. Practic, în acest moment, guvernul PNL analizează toate variantele care ar putea duce la creșterea pensiilor sau chiar la o creștere mai mică față de cât era prevăzut în legea pensiilor. Ce înseamnă asta? Florin Câțu a lăsat să se înțeleagă că ar fi de acord cu o posibilă variantă, un scenariu, spunea el, înaintat de către guvernatorul Băncii Naționale Române, Mugur Isărescu, și anume ca pensiile să crească cu doar 4%, să crească punctul de pensie și nu cu 40%. De ce? Susținea Florin Câțu, și anume că practic creșterea economică a țării este de doar 4%, prin urmare o creștere cu 40% nu ar fi în concordanță cu economia țării. Pe de altă parte, spunea Florin Câțu că în actualul buget această creștere a pensiilor este prinsă, însă toate calculele ar putea fi date peste cap de o criză economică, deși susținea că în acest moment nu poate fi vorba de o recesiune. Să vedem așadar câți pensionari avem în țară. Avem peste 5 milioane de pensionari în total. Peste 4 milioane dintre ei câștigă pensia medie, și anume 1.296 de lei, iar peste 1 milion de pensionari câștigă pensia minimă, 704 lei, din datele Institutului Național de Statistică. Ei bine, pentru pensionari ar trebui ca pensiile să crească de la data de 1 septembrie cu 40%. Asta înseamnă că dacă acum un punct de pensie reprezintă 1.265 de lei, acesta ar trebui să ajungă la peste 1.700 de lei de la data de 1 septembrie. Rămâne însă de văzut dacă aceste creșteri vor mai avea loc. Pe de altă parte, pensia minimă a înghețat deja. Știm, este 704 lei și trebuia să ajungă la 774 de lei. Rămâne de văzut ce va face guvernul PNL în acest caz. Tot ce era, ce trebuia să crească, salarii, pensii, au fost incluse în buget. Evoluția economică, Doamne ferește, avem o criză economică, ceva de genul ăsta, va putea afecta anumite cheltuieli.